Avem un proiect curajos, putem să spunem, de cod fiscal, mari schimbări pentru întreprinderile mici și mijlocii. Explică-ne, te rog, mai în detaliu ce anume se modifică și cum vor fi afectate atât IMM-urile, dar și cetățenii. Bună seara! Eu nu i-aș zice curajos, nu i-aș zice nici măcar liberal, i-aș zice de-a dreptul ultraliberal. Este un proiect de cod fiscal, dacă vorbim așa în linii generale de filozofie fiscală, care recunoaște de fapt incapacitatea statului român de a face investiții și care transferă practic posibilitatea mediului privat să facă investiții. Și da, din punctul ăsta de vedere sunt de acord, mari întreprinzători, în special și IMM-urile și micro-întreprinderile de la o anumită categorie încolo sunt favorizate de acest nou cod fiscal, în special prin scoaterea impozitului pe dividende. E foarte important acest aspect, mai ales dacă reinvestești banii respectivi, altfel plătești CSS la ei, mă rog, e discutabil din punctul ăsta de vedere. Dacă vorbim însă, vedeți că urmăream reacțiile pe care le-ați dat mai devreme. Da, cei care sunt pe PFA, cei care sunt pe DDA, s-ar putea să fie afectați și cei care sunt pe micro și nu au niciun angajat. Însă pentru toți ceilalți, deci începând de la micro-întreprinderile cu 2 angajați, scuzați-mă, dar codul fiscal îi avantajează. Le lasă mai mulți bani ca să facă investiții și locuri de muncă. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu știu cum să vă spun, vor fi cei mai vocali, vor fi cei care vor fi afectați, dar ei sunt mult mai puțin decât cei care vor fi avantajați. Sigur, putem vorbi de efecte asupra populației. În primul rând, astea sunt cele mai importante. Creșterea consumului, discutabilă într-o perioadă în care, într-adevăr, consumul crește, dar să nu uităm că avem deflație, mai ales la alimente. Deci avem scăderi de prețuri care pot băga în faliment exact partea de produse care se face în țara noastră. Și, în același timp, mă gândesc eu, este și o stimulare pentru locurile de muncă. Atâta vreme cât în România avem producție de alimente, mai ales și consum din intern, mai mult decât din import, atunci mie mi se pare avantajos. Moise, așa cum spuneai și tu, aceste măsuri vin după o perioadă în care tot consumul a crescut, taxele au crescut, dar colectarea la stat a scăzut, ceea ce nu este chiar firesc. Atunci putem spune că acest proiect de cod fiscal vine să lovească în economia neagră? Asta și-a propus de principiu. Eu sunt sceptic în legătură cu faptul că un TVA de 20% va aduce mult mai mulți bani la buget decât un TVA de 24% în sensul de colectare mai larg. Probabil că va fi ceva, dar știți ceva? Nici în simularea pe care Ministerul de Finanțe a făcut-o, atenție, pentru prima dată avem și o simulare pe toate categoriile și mai ales pe, nu numai pe impact bugetar, ci și pe impact asupra economiei. Că până acum toți cei care au făcut modificări de taxe și impozite au zis să vedem câți bani mai aducem la buget. Știi ceva, Ligia? Mă interesează mult mai puțin de bugetul statului, mă interesează mai mult de ce se întâmplă în economia reală și asta contează cu adevărat. Dacă vorbim de scăderea TVA-ului, care categoric este cea mai spectaculoasă și cea mai așteptată dintre măsuri, acum, sincer să spun, eu nu văd operată exact așa, adică am anunțat de la 1 ianuarie scade TVA-ul, pentru că îți dai seama că în decembrie și noiembrie nu va mai factura nimeni, așteptând TVA-ul mai mic din ianuarie. De aceea, bănuiala mea este că și în cazul în care se aprobă un cod fiscal care să intre de la 1 ianuarie în vigoare, s-ar putea ca prin septembrie sau prin octombrie să ne trezim într-o zi cu primul ministru sau cu ministrul de finanțe care să zică, de mâine scade TVA-ul, nu de la 1 ianuarie. Astea sunt măsuri care se anunță dintr-o dată ca să nu dai posibilitatea reorientării în așa fel încât să faci evaziune fiscală. Revenind la întrebarea ta și cu asta închei, eu cred că efectele vor fi, da, vor fi și vor fi importante asupra economiei negre. Despre ce nu se vorbește foarte mult e că scade impozitarea muncii. E adevărat, din 2017 o nouă reducere a CSE-ului cu 5,3%. E o altfel de planificare decât anul trecut, când erau măsuri electorale clare puse înainte de alegeri. De data asta avem un plan. Hai să-l dezbatem, hai să treacă de Parlament și poate vom avea și niște efecte asupra economiei.